Din nou în direct la Politica Zilei, este ora 17, sunt Ioana Constantin, vă mulțumesc mult că ați rămas aici în cea de-a treia oră de Politica Zilei. Discutăm în continuare despre acest caz șocant, profesorul și sociologul Alfred Bulai suspendat de SNSPA după ce mai multe studente au dezvăluit abuzuri și agresiuni sexuale la care au fost supuse. Toată lumea pare că știa de mai bine de 3 decenii, s-a autosesizat și poliția pentru că este deschis un dosar penal în cauză, o să discutăm imediat, însă o să ne uităm și la ce reacții sunt pe plan global cu ceea ce s-a întâmplat la deschiderea Jocurilor Olimpice. Mai mult decât atât, foarte mulți sportivi olimpici se tot mută din satul acela olimpic pentru că nu au condițiile necesare nici de hrană, nici de cazare. Mai târziu și despre ce se întâmplă în America, acolo unde Kamala a reușit să strângă în 7 zile 200 de milioane de dolari, în special de la noi donatori, iar Orientul Mijlociu stă pe un butoi de pulbere. Și mai grav decât atât, Erdogan vorbește despre o posibilă intervenție militară a Turciei în Israel. Începem! Primul meu invitat din această a treia oră, Marius Luican, expert cercetare de piață. Mulțumesc foarte mult! Salut, bună de invitație! Marius Luican, aș vrea pentru început să discutăm despre cazul acesta din educație, pentru că nu este un caz singular cu siguranță, nu vorbim doar despre această situație de la Departamentul de Sociologie, acolo unde preda Alfred Bulai, însă vreau să vedem mai întâi o parte din materialul celor de la SNUP, așa cum reies declarațiile fetelor din două generații diferite, aproape un deceniu între ele. M-a întrebat dacă m-aș dezbrăca. Dezbracă-te să-mi arăți că într-adevăr ai încredere în tine. Așa zic, ce mi-a cum să dezbraci, te dezbraci? Corpul și creierul nu mai funcționau. Mi-era foarte frică. Cum adică să mă dezbrac? Sunt convins că ai putea să faci asta. Ai nevoie ca femeie de preluri. Mi-am dat jos tricoul. Tricoul? Moment în care el mi-a zis, dezbracă-te de tot. A fost diagnosticată cu post-traumatic stress disorder. Este doar un mic fragment din interviurile realizate de jurnaliștii de la snoop.ro cu fostele studente ale sociologului Alfred Bulai. Fetele susțin că profesorul le cerea să se dezbrace în fața lui, în practică, în camera în care era cazat. Pe unele studente le pipăia sau încerca să le sărute, cu altele ajungea să facă sex, potrivit înregistrărilor și mărturiilor. Una dintre studente a declarat că a fost diagnosticată cu tulburare de stres post-traumatic și că urmează tratament medicamentos și face terapie pentru atacurile de panică, ce continuă chiar și la ani de zile după acele scene. De partea cealaltă, contactat de către jurnaliștii de la snoop.ro, profesorul Alfred Bulai a negat acuzațiile. Însă conducerea SNSPA, unde sociologul activează, a anunțat într-un comunicat oficial că a luat primele măsuri. După apariția acuzațiilor în presă, rectorul SNSPA, Remus Pricopie, s-a autosesizat și a solicitat Comisiei de Etică a SNSPA o analiză urgentă și detaliată a situației. Comisia va strânge toate probele necesare și va audia toate părțile implicate pentru a stabili faptele și va aplica sancțiunile corespunzătoare, dacă se impun. Rectorul SNSPA a cerut retragerea profesorului Alfred Bulai din poziția de director al Departamentului de Sociologie și suspendarea participării la activitățile didactice pe perioada derulării analizei Comisiei de Etică a situației sesizate, arată comunicatul SNSPA. Este important să fie făcute publice activitățile domnului profesor, pentru că nu îmi doresc să mai treacă vreodată altă fată, altă studentă prin ce am trecut eu. Prima reacție a lui Alfred Bulai pentru Libertatea, o să am detalii și poziții clare doar după ce prezint poziția mea în Comisia de Etică din SNSPA. Vă rog să mă înțelegeți că trebuie să ofer toate lămuririle mai întâi colegilor din Comisia de Etică. Este declarația pe care a dat-o în urmă cu puțin timp. Vă spuneam însă mai devreme că s-a autosesizat și poliția. Polițiștii capitalei au demarat investigațiile față de persoana în cauză, urmând a fi dispuse măsurile legale ce se impun. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul secției 1 Poliție sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosire a funcției în scop sexual sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria sectorului 1. Vorbim despre 18 victime și martori în investigația SNUP. Marius Luican, haideți să mergem în dezbatere.
dezbatere. Fetele acestea povestesc cum erau puse să se dezbrace când mergeau la practică, în general în afara Bucureștiului, în zone rurale, acolo unde se desfășurau aceste tabere de practică. Mai grav decât atât, eu vorbim de un comportament cu siguranță depredător sexual, pentru că vorbim de o manipulare foarte puternică la care erau supuse aceste fete. Povestesc ele că își imaginau că are o putere extraordinară doar pentru că apare la televizor. Marius Lucan, cum ne raportăm? Nu e un caz unic oricum. Doamne ferește, ne raportăm cu greu la astfel de evenimente și sunt foarte greu de comentat, sunt foarte greu de evaluat. Mă bucur că a apărut o variabilă suplimentară în conversația publică. Acea expresie, se știau astfel de, se știe, se spune, se zice, la impersonal, și asta nu e bine. Nu cred că facultatea poate fi, cum să spun, trecută cu vederea responsabilitatea facultății chiar cu un comunicat. A existat un comunicat și niște măsuri luate, dar acest se știau și profesorul era suspectat de astfel de fapte, mută conversația în responsabilitatea facultății în primul și în primul rând. Vorbim despre o carieră de mulți ani de zile, vorbim despre o expunere publică, vorbim despre niște lucruri care puteau fi evitate. Aici societatea, pe situația în cauză și pe situații potențiale, trebuie să fie cu mult mai fermă și cu mult mai atentă. Vorbim despre viața unor fete, vorbim despre evoluția lor. Întâmplarea face că o și cunosc pe una dintre ele personal. Nu este o situație care să fie luată în glumă, nu este o situație care poate fi luată, cum să spun, cu ușurință. Trebuie tratat cu maxim de seriozitate, trebuie luate măsuri clare și administrative, așa cum facultatea într-un final înțeleg că astăzi a luat, dar și de ordin penal, prin acțiunea organelor penale ale statului. Da, sunt foarte multe povești aici, dar ne atrage atenția și modul în care le dădea temele. De exemplu, una dintre studente a primit la un curs o temă care se numea De ce violul nu ar trebui să fie pedepsit? Făcea tot felul de joculețe la seminarii. Povestește chiar Claudiu Tufiș pe internet că la un moment dat au fost puși în sală să vină îmbrăcați în costume de baie și să facă tot felul de scenete. O asistentă de a profesorului a fost pusă la un moment dat să aleagă 3 studenți de ei chiar, pentru că ea fiind asistenta lui erau și studenții ei, pentru că probabil se întâlneau la seminarii, că așa funcționează. A fost pusă să aleagă ea 3 studenți cu care ar face sex. Deci vă dați seama raporturile între studenți în interiorul unui seminar sau unei grupe și față de acești profesori erau cu totul zdruncinate, greșite. Fetele erau puse să vină cu poze, băieții trebuiau să le dea note, erau chemate fetele la întâlniri pe terasă, le indica locul unde locuiește el, le chema acasă, le chema noaptea în cameră, în acele întâlniri, în acele tabere. E foarte complicat de înțeles toată această minte bolnăvicioasă. Spuneau invitații mei orele trecute că e comportament de prădător sexual și totuși statul cum poate ajuta? Până la urmă sunt niște copii și nu se întâmplă doar în universități. Asta e foarte grav. Avem profesori violatori în școli generale, în licee. Avem acești profesori din universități. Nu e doar Alfred Bulai, mai e un domn pe la arhitectură, mai sunt unii pe la jurnalism, mai sunt unii în diverse locuri și nu se întâmplă nimic. O să vă spun ceva care posibil să vă deranjeze. Doamnă, toți sunt vinovați. Da, da. În momentul în care, deci seminariștii care au fost cu domnul Bulai, ceilalți profesori, studenții, fete, băieți, abuzați, neabuzați, în momentul în care ești chemat la un seminar, la o activitate practică, la cine știe ce altceva, și vezi un profesor care aduce pe activitățile zilnice subiecte în care cheamă studentele să vină în costume de baie, Dumnezeule mare! Adică toți cei care au participat acolo și nu s-au sesizat, sunt niște nivele de responsabilități aici, sunt cei de la fața locului, sunt toți cei care într-un fel sau altul au fost parte, este facultatea. Facultatea nu poate fi considerată
abrogată de responsabilități în momentul în care face un biet comunicat de presă și îl suspendă. Domnilor, să fim realiști, dacă vorbim de ani și ani de zile și de o expunere atât de amplă, ați știut, n-ați făcut nimic. Da, asta spun toți foștii studenți, că s-a știut la toate, pe toate palierele, știau ei între ei studenții, știau asistenții, știau profesorii, știa conducerea. Da, e o vină foarte mare și eu spuneam și orele trecute că acești copii care se află în astfel de situații trebuie să înțeleagă că acești prădători, acești abuzatori nu sunt atât de puternici pe cât pare prin simplu fapt că apar pe la televizor sau nu știu ce funcții mai au, îi oferea uneia între fete un fel de job într-o campanie de-a lui Tăricianu, nu sunt atât de puternici, e mai puternică lupta acestor copii să se salveze. Ei sunt puternici și forța lor nu vine din faptul că apar la televizor, că nu avem niciun fel de putere la televizor. Forța lor este dată de tăcerea celorlalți. De complicitatea asta care e criminală. E criminală, da. Tăcerea este criminală. O să mai vorbim zilele acestea. Vreau să mai ne uităm și la ce s-a întâmplat în acest weekend la Paris cu aceste minunate jocuri olimpice, ceva absolut dezastruos. Vreau să rog pe colegii mei să vedem și ce zice băiatul ăsta care a organizat, directorul artistic, dragă. Are o opinie, zice că a vrut să ne aducă în atenție valorile, să reînvie valorile Republicii Franceze, dar în același timp vorbește despre un episod păgân, deci nu știu, Franța o fi păgână în mintea lui, zice așa: în ceea ce privește pictura asemănată cu cina cea de taină, asta e el, Thomas Joly, a dat deoparte criticile argumentând că e vorba despre o scenă dionisiacă. Ideea a fost să organizăm un mare festival păgân legat de zeii Olimpului. Nu găsești niciodată în mine sau în munca mea vreo dorință de a bat jocorii sau de a denigra pe cineva. Am vrut să fac o ceremonie care să repare, care să împace. Pe de altă parte, dacă ne folosim munca pentru a genera din nou ură și dezbinare, atunci ar fi o mare rușine. Da, o mare rușine e ce s-a întâmplat acolo și au cerut ei scuze. Dar în scuzele alea, la un moment dat, ne-au spus că au făcut și un sondaj Marius lui Can, din care a reieșit că au făcut bine ce au făcut. Deci tot nu au înțeles până la final și mai grav decât atât, nu știu ce e mai grav de fapt, că și sportivii se plâng săraci că au niște condiții inumane, n-au hrana necesară pentru a se pregăti cazar, pentru că Franța nu pricepe nici cum, ei nu vor, s-au transformat într-un ghetou cu Parisul și restul orașelor mari și vor să fim toți un ghetou probabil, nu știu. Mulțumesc mult, Marius Lican. Sunt la prima abatere Franța în această direcție. Corect. Mulțumesc mult, Marius Lican, pentru analiză. Mergem mai departe, ne uităm la ce se întâmplă peste ocean, acolo unde Kamala Harris a strâns peste 200 de milioane de dolari în numai 7 zile. Se animează destul de puternic această bătălie electorală. Sunt ultimele 100 de zile, ultima etapă, practic, din campanie. Alături de noi ni se alătură Tudor Curtifan, redactor șef Defense România. Mulțumesc foarte mult, Tudor! Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație. Ce zicem de... E foarte importantă strângerea asta de fonduri. Indică niște chestiuni în America, pe lângă susținerea pe care și Obama i-a oferit-o Kamala Harris. Acum, acum ne uităm la această ultimă etapă a campaniei. Sunt declarații spumoase. O să vedem dacă vom avea sau nu și dezbaterea aceea de la Fox. Dar cum vezi că se îndreaptă lucrurile? E clar că avem o resetare a campaniei electorale și a jocului politic în Statele Unite după retragerea președintelui Joe Biden și intrarea în cursa Kamala Harris. E cât se poate de clar că Kamala Harris va fi nominalizată în Convenția de la Chicago a Partidului Democrat în data de 19 august. După data de 19 august, când ea va deveni și oficial candidată, vom putea discuta și despre acea dezbatere din 10 septembrie, pentru că probabil echipele vor negocia imediat după această nominalizare. Da, e o resetare a jocului, cum am spus. Sunt foarte importante sumele strânse, sunt sume mari în joc și știm că în Statele Unite nu ai cum să câștigi alegerile prezidențiale fără o campanie puternică și fără donatori de partea ta. Se pare că Kamala Harris reușește să strângă donații importante. Mai rămâne acum și să recupereze procentele pe care le are în spate. Deși în unele sondaje am văzut că ar fi în fața lui Donald Trump, deci mi se pare irelevant acum
să discutăm despre aceste sondaje. Știți că cel mai bun sondaj e votul. În 2016 toată lumea ne spunea că Hillary Clinton va câștiga în fanfar și ați văzut ce s-a întâmplat. Deci Kamala Harris are probleme pe care trebuie să le recupereze de ordin politic, de ordinul carismei și așa mai departe. Și are bază, pleacă cu o bază importantă. Mă refer la susținerea Partidului Democrat, inclusiv a lui Barack Obama, cum ai precizat și tu, și se pare că și în contextul acestor donații și sumele pe care le strânge sunt sume importante. Dar, uite, v-am stat într-o chestiune pentru că am văzut în ultima perioadă aceste întâlniri pe care le au lideri importanți. De exemplu, l-am văzut pe Bibi Netanyahu mergând să se întâlnească cu Trump. Am văzut pe Zelenski povestindu-ne cum va face el un plan de pace pe care și-l discută el cu Trump. Pare, dacă ne uităm puțin, că și liderii importanți la ora asta, mai ales cei care au și conflicte, războaie și așa mai departe, ar tinde să vorbească mai degrabă cu Trump decât cu Kamala? E ăsta un semnal? E categoric un semnal. M-am gândit și eu la această chestiune și nu doar liderii, nu știu, din Israel, ci altor lideri. Eu sunt convins că și la nivelul Alianței Nord-Atlantice, la nivelul NATO, se ia deja legătura cu echipa lui Trump și la un nivel atât de mare deja se discută cu ambii potențial candidați. Dar asta nu înseamnă că Donald Trump va câștiga alegerile până pe 5 noiembrie, mai e foarte mult timp, nu știm ce se va întâmpla, cum va decurge dezbaterea respectivă. Dar da, e favorit. În momentul actual, Donald Trump e favorit în campanie. Dar, repet, e mult. Se pot întâmpla atât de multe lucruri. Va fi atât de important și pe cine va alege Kamala Harris pentru funcția de vicepreședinte. Și cum va reuși ea să dialogueze cu electoratul conservator al lui Donald Trump, cel puțin cu cel mai moderat conservator, pentru că Kamala Harris are aici o problemă mare. Ea, dacă nu-și va stăvili politicile extreme spre stânga, ea va avea o problemă. Noi știm că astăzi Kamala Harris reprezintă o latură mult mai spre stânga a Partidului Democrat față de establishmentul lui Joe Biden, spre exemplu. În momentul în care Kamala Harris va dori să câștige un vot popular și să preia inclusiv statele swing, care sunt foarte importante cu votanți independenți, ea va trebui să fie mult mai moderată în aceste politici și va conta foarte mult și pe cine va alege în funcția de vicepreședinte. De aceea spun că jocul e deschis și ea are timp foarte puțin la dispoziție, deci are un singur glonț pentru a reuși să ajungă la Casa Albă. Nu are voie să facă greșeli din punctul meu de vedere pentru a câștiga și cred că dezbaterea din 10 septembrie va fi decisivă. Mulțumesc. Atunci, da, într-adevăr, americanii o vor vedea pe Kamala Harris într-o dispută, ea are și o problemă de popularitate, chiar dacă a fost vicepreședinte. Ea are o problemă și are mult de recuperat. Mulțumesc pentru analiză. Tudor Curtifan alături de noi. E scurtă pauză de publicitate. Ne întoarcem. Din nou în direct, e un risc ridicat în Orientul Mijlociu. Se vorbește despre escaladarea conflictului dintre Israel și Hezbollah, Liban, evident. Asta și după atacurile din acest weekend. Cetățenilor români li s-a atras atenția, au fost avertizări de călătorie, sunt evacuări în acea zonă și au fost oprite în acest moment zborurile către Beirut de teama unui atac. Alături de noi în continuare Tudor Curtifan, redactor șef Defense România. Mulțumesc mult, Tudor! Aș adăuga la situația asta legată și de Hezbollah și Israel și faptul că a zis o declarație foarte controversată și a președintelui turc Recep Erdogan, care vorbește despre o posibilă intervenție militară în Israel pe modelul pe care l-au mai avut în trecut în Liban. Da, Turcia, de această declarație îngrijorează. Turcia e totuși un stat membru NATO, dar trebuie să privim din perspectivă politică și ideologică mai mult această declarație. Să nu uităm că Recep Tayyip Erdogan și partidul său sunt un produs al Frăției Musulmane, iar Hamas e de fapt o latură sau o ramură palestiniană a Frăției Musulmane. Deci și din perspectivă politică, Erdogan e foarte agresiv în declarații, în acțiunile sale. El se încearcă să se erigeze ca un lider al lumii musulmane în contextul situației din Orientul Mijlociu, unde practic lipsește așa, e și acolo o criză de leadership. Și Turcia probabil încearcă să joace cartea hegemonului, mă îndoiesc că va reuși, există foarte multe
probleme între Turcia și restul statelor din Orientul Mijlociu. Există în continuare acea moștenire a Imperiului Otoman și nu cred că Turcia va fi acceptată sau această politică a lui Erdogan de neo-otomanism va fi îmbrățișată de alte state. E o situație extrem de complexă, dar nu face decât să toarne gaz pe foc în tot ceea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. E o criză majoră după primăvara arabă, după 2010, e un vid de putere care a fost ocupat de către Iran, care controlează foarte multe state și riscăm acum să degenereze situația dintre Israel și Hezbollah, care de data aceasta ar aduce o componentă statală, pentru că Hezbollah face parte din structurile Libanului, iar dacă până acum în Gaza am vorbit de un război între un actor non-statal, între gruparea teroristă Hamas și Israel, de data aceasta discutăm despre implicarea directă a unui stat, mă refer la Liban. Bun, dar putem ajunge la această escaladare legată de Israel-Hezbollah. Au fost în weekend niște atacuri ale Hezbollahului, 12 copii au fost răniți pe un teren de sport. Exact. Putem oricând ajunge la această situație în cazul în care Iranul va reuși va decide să escaladeze până într-un punct în care situația va fi dusă către un război armat, către un conflict armat, pentru că noi vorbim de un război care are loc de foarte mult timp, adică Hezbollah nu de astăzi, de ieri, lansează rachete de ani de zile. Și nu doar Hezbollah, alți proxy ai Iranului, Houthi în sud și așa mai departe, milițiile prosiriene, milițiile iraniene din Siria, milițiile iraniene din Irak, sunt fronturi deschise în jurul Israelului. Până acum nu s-a ajuns la un conflict de mare intensitate, un război deschis. Doar Hezbollah mai livra rachete, mai lansa rachete, Israelul răspundea prin lovituri militare și aviația militară. Dacă se va ajunge acolo, situația e mult mai delicată și mult mai complexă, pentru că față de Hamas, Hezbollah dispune de o capacitate militară foarte mare. Vorbim de sute de mii de rachete, rachete moderne, rachete balistice, drone și așa mai departe. Astăzi, când discutăm, Hezbollah are capacități militare mai mari decât au unele armate convenționale din Europa. Deci nu e puțin lucru. Da, mulțumesc foarte mult pentru analiză, Tudor Curtifan. Așa cum vă spuneam, e un risc uriaș de escaladare în Orientul Mijlociu. Spun analiștii că Hezbollah nu e Hamas, deține 130.000 de rachete, poate crea distrugeri importante. Ni se alătură generalul Virgil Bălăceanu, președinte al Asociației Ofițerilor în Rezervă din România. Bună seara, domnule general, mulțumesc mult că sunteți aici. Bună seara, ne auzim, domnule general? Da, mulțumesc, vă aud, foarte bună mult. Seara. Da, se vorbește de această escaladare din zona Orientului, e o avertizare de călătorie deja pentru Liban, se fac și evacuări, cetățenii români au fost deja avertizați, în același timp premierul Bibi Netanyahu promite o răzbunare cruntă pentru atacurile din weekend, sunt zboruri anulate la Beirut, Erdogan intervine și spune că e posibil să aibă o intervenție militară Turcia pe modelul Libiei în Israel. Cum să ne raportăm la ce se întâmplă în Orient? Trebuie să facem o diferență, ea spune diferența specifică între o retorică pe care o au liderii în general, ei sunt responsabili pentru anumite pierderi în fața poporului, sare Netanyahu cu atât mai mult, dar problemele nu pot să pornească de la un atac regretabil care nu a fost autentificat ca aparținând Hezbollah. Pe de altă parte, Israelul trebuie în primul rând să rezolve din punct de vedere militar sudul fâșiei Gaza. Deci operația militară este în plină desfășurare, nu și-a atins obiectivele. Asta ar obliga Israelul să deschidă un al doilea front și mai ales că opinia internațională deja inflamată alături de cauza palestiniană ar spune că Israelul comite un act de agresiune care nu ar avea o justificare. Un răspuns proporțional se poate da, el este practicat, dar mi-este greu să cred că se va declanșa o operație amplă, un război în sudul Libanului cu o concentrare a forțelor israeliene, care oricum ele sunt dislocate, dar nu cred că într-un necesar de ofensivă, ci într-o
necesitate legate de o operație de apărare. Dar trebuie să luăm în considerare, iertați-mă, și faptul că Hezbollah-ul a realizat aceste atacuri, dar ele au fost punctuale. Hezbollah-ul nu a fost alături de Hamas printr-o operație de amploare care ar fi atras forțele israeliene să acționeze pe două fronturi. Nu că nu ar fi reușit, însă ar fost mult mai complicat să se concentreze și în fâșia Gaza și în același timp și în sudul Libanului. Dar, domnule general, cum să interpretăm foarte scurt, vă rog, vizita pe care a avut-o Bibi Netanyahu la Trump? În contextul acestui conflict. Este probabil o pregătire pentru o anumită poziție pe care o are Trump. Mulți lideri vor să-și asigure o relație foarte bună cu Trump în condițiile în care Trump ar câștiga. Ținând seama că, pe de o parte, Trump rămâne impredictibil, iar pe de altă parte are anumite poziții destul de, să le spunem, fixe cu privire la modul de rezolvare a unor dosare. Da, printre pe care Ucraina, parte, Trump a fost destul de centrat pe dosarul Israel-Palestina în perioada mandatului său. În primul mandat, este un subiect necunoscut de către Trump. Corect. Mulțumesc mult pentru analiză, domnule Bălăceanu. Seară liniștită să aveți. Scurtă pauză. Ne întoarcem pe finalul emisiunii. De ultima oră aici la Politica Zilei este un incendiu la un azil de bătrâni din municipiul Tulcea. S-a procedat la evacuarea 40 de persoane. S-a activat planul roșu. Mai multe detalii ne aduce doamna Cristina Profir de la ISU Tulcea. Bună ziua! Dați-ne mai multe detalii, doamnă! Bună ziua! Astăzi, din jurul orei 16:45, prin apel la numărul 1 de urgență 112, a fost solicitat ajutorul pompierilor militari pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la un azil de bătrâni. La momentul producerii incendiului, în imobil se aflau aproximativ 40 de persoane care au fost evacuate de către personalul azilului de bătrâni. Având în vedere numărul de persoane implicate, la nivelul județului Tulcea a fost activat planul roșu de intervenție. La locul evenimentului au fost alocate 3 mașini de stingere, o auto specială de transport personal cu victime multiple, o ambulanță SMUR și 3 ambulanțe SAJ. Totodată, în sprijin, în acest moment se deplasează o mașină de stingere și o ambulanță SMUR din cadrul ISU Constanța, precum și o mașină de stingere și o ambulanță SMUR din cadrul ISU Brăila. Da, înțelegem că nu sunt victime. Mulțumim foarte mult pentru toate aceste date. Cu aceste imagini și informații încheiem astăzi Politica Zilei. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați urmărit de la Fix Bună România aici pe B1 TV. Să aveți o seară liniștită!